Bun, prezentarea experimentului anterior a mai demonstrat ceva. Că foarte mulți români preferă să fie prostiți, pur și simplu, decât să vadă evidența. Pentru că au existat voci care au contestat testul anterior, susținând că bancomatul nu este pornit sau că ar fi fost oprit temporar, refacem testul cu cardul de sănătate. Acesta este bancomatul, se vede că funcționează. Introducem cardul, da? Încercăm să îl forțăm. Concludent,